Salutare națiune și bine v-am regăsit în returul cupei MLS împotriva echipei Salt Lake, în care data trecută reușiserăm să-i batem cu 2-0, așa că nu am de ce să mă tem, pentru că simt că vine momentul de a reuși ca să mai luăm o cupă. Nu am chef să vorbesc pe Messenger, pentru că na. Am vorbit deja, dar am tăiat din audio. Haide. Du-te, Hunter. Oh! Vai, ce frumos a fost pasa. Cum a prins efectul ăla fain în vincul și portarul s-a înălțat. Dar totuși, avem avantaj. Dacă mai dăm gol și în deplasare, un lucru am să spun că suntem fix finaliști. Vom fi fix finaliști. Nu știu cât pula mea o să mai dureze seria asta. Oh, nu cred! Mamă, am dat Kaji că Hagi am dat. Dar bine, mă rog, Hagi dădea cu 10 metri mai la dreapta, la marginea careului și nu în spatele careului. Mamă! Nu știu cât pula mea o să mai dureze seria asta. Pentru că... Hai de pula mea! Ce pizda mami măsi! Ai de capul meu! Cancer a fost golul ăsta! Cancer! Ai de capul meu! Mamă, ce cancer a fost! Și cu stângul! Ai de capul meu! Well, that could be an important moment. That would have got them right back in the match. Well, they hadn't had too many chances, and I think that miss could cost them in this game. 4-0 in total. Beckerman. Attacking team not happy about that offside call, but we can see it again here. Well, he is quick, this lad, and he can afford to give another yard. Băi, frate. Deci nu vine să cred. Ambele goluri le-am dat din vinclu, adică în vinclu, din afara careului. Dar totuși, al doilea gol a fost cel mai cancer. Mă zici că era Gică Hagi, mă. Ăla dădea și la 50 de metri cu stângul Hagi. Zici că avea un tun în loc de picior. Un tun din ăla care trăgea ca lumea. Bombarda Hagi porțile cu tunul său. That's a good idea with the puck. Here's the chance. Wonderful finish. Well, he managed to keep it down, put it into the back of the net, and the keeper just couldn't reach it. Well, he's not far out, but you've got to be on your toes in no. These circumstances, and he was. Nu are rost să mă enervez. Nu are rost să mă enervez. Nu. Easy as you like. Nu. Easy, doesn't no, it? But I can tell you it's not. You have to be at the top of your game to try it and to convert it.
4-1 on aggregate, that's the overall position. They've got numbers in this attack. And it's a fine stop. Vai! Stretch from the keeper to side. Ce fain ar fi fost să fim marcat de acolo. Hunter. Hunter. Ia. Alessandrini. Ia. Ia. Alessandrini. Ah. Totuși, Salt Lake trebuie să mai înscrie de 3 ori ca să ne ajungă. New York a înscris. Și prin centrare. Nu. Sau? Era să dau un gol, deși era doar o centrare. Oare acum? Nu! Băgam iași pula în bară. Start of the second half for you. Dos Santos. Just lent the ball to his mate and got it back again. Hunter. Now they've got a chance in this part of the pitch. Keeper pushes it away from the goal. Portarul. Corner. N-are stres. După ce am futut de două ori în vincul. Supporting player alongside. Tried his luck. He tried his luck from a long way out, but the goalkeeper had no problems at all. Beckerman. Alex Hunter, what about him, Alan? On top of his game out there, and I'm sure he'll be thinking about grabbing his hat-trick in the second half. Still got a bit to do, but this is promising. And he's got the ball away from him with the tackle. Here's Phillips. Abia aștept să se gata meciul. Ba, am văzut ceva pe cer. Acum noaptea mergea încet și pâlpâia roșu. Vreo 3-4 becuri pâlpâia așa roșu instant. Și două becuri, sau trei becuri galbene lateral. Pâlpâia așa în mod la rând, nu sincronic. Am văzut acum pe cer și era foarte aproape și mergea foarte bine, zbura foarte încet. Și mă întreba ce pula mea o fi asta, pentru că avioanele sunt mult mai rapide, scoate zgomot și sunt la altitudine mai mare, iar elicopterele se aud al naibii, se aud extrem de urât, se aud când fac elicia aia. Dar era ceva ciudat acum pe cer. Și era foarte aproape. Nu știu ce pula mea a fost. Cred că a fost ori o dronă, ori extraterestri în pula mea, dar nu cred că a fost un OZN-ul. Cred că a fost o dronă, pentru că na. Dronele nu fac zgomot și merg încet. Dar a fost foarte mare chestia zburătoare. Cred că a fost o dronă. Din aia de 20 și ceva de mii de euro. Că sunt drone la 20 de mii de euro. Din alea foarte mari și scumpe, care au și night vision pe ele, pentru că am văzut acum noaptea. Hunter, on the run, on the attack. De-aia zic că drone nu obișnuiesc să văd, extrem de rar văd și o dronă pe cer. Pentru cei care nu știu ce e o dronă, drona e ceva așa să pui să zboare așa la distracție și să filmeze de pe sus, așa de pe cer.
de la altitudine mare să filmeze cășile și satele cum arată de sus. Așa, ca distracție, alea sunt dronele care au 4 elice. Alea de 4 elice care nu prea scot zgomot așa mare precum elicopterul, pentru că na, dronele sunt mai mici. Dar chestia aia de afară a fost mai diferită, era cât mai mare și nu știu dacă era dronă, dar eu sper să fi fost o dronă, pentru că nu știu dacă voi credeți în extraterestri, dar nu cred că au fost un OZN-ul. OZN-ul arată mult mai diferit. A! Looked to kid the goalkeeper really to play that in, but he played it wide. Pelé van Aanholt. Here's Hunter. This attack. Two more minutes to play of added time. Silver. That's a turnover to the opposition. Na bun. Suntem finaliști. Nu știu cu cine vom pica în finală. Poate nu vom pica cu Red Bull New York, poate picăm cu cealaltă echipă. Dar contează că suntem finaliști și că am învins în mod easy și Salt Lake-ul. Da, ce să mai zic? Tare, nu? Echipamentul ăla zici că era de la echipa națională, gen când jucau în deplasare, așa arătau. Da, fain, foarte fain. Un cutscene. Iar stă pe Skype, la taclale. A, acum vine taxul. Alex, stai! E o neînțelegere! Înțeleg, știu că e un mare șoc că îți vezi pentru prima dată sora ta vitregă, dar totuși, nu putem și noi să discutăm ca niște doi oameni normali în pula mea? Ai încredere în mine, lasă-mă și pe mine. A, direct acum, foc de tabă, rămân cu niște bezele acolo. Poate mai pun și șoric de porc în pula mea, cum se face în România. Da. Been out of the game a few years by then. Thanks for the amount of going south. Da. De când m-am despărțit de măta, s-au schimbat lucrurile în familie. Și am decis să țin o ploadă la mine și un plod să rămâne la măta. Adică tu, Alex. Da. Ea nu și-a putut aminti de măsa pentru că când s-a despărțit, adică când ne-am despărțit împreună, era doar un bebeluș sau o bebelușă. Da, a fost alte vremuri atunci. Era vremea când euro a pus stăpânire în Europa, iar shillingul s-a dus pe pulă în Austria. Ce tot pula mea vorbesc? Uită-te la mine, fiule. Uită-te în ochii mei, pulă. Fără ajutorul meu, tu n-ai fi reușit transferul ăsta. Ai înțeles, pulă? Tu ești în finală. Acum vreau să mă faci mândru cu finala ta. Pentru că sora ta, totuși, îi pasă de tine. Asta e poza ei când era mică.
I-a dat o taxu, acum, în timp ce mânca șoric de porc. Da, deci antrenamentele iar le vom simula ca de obicei. Iar Hunter acum, fiindcă are emoții, o să aibă, probabil o să aibă emoții în finala MLS, pentru că are niște probleme de familie. Am luat și B. Okay, that's all for today. Da. Ok, vom juca finala cu Red Bull New York City. Ceea ce o să fie, cred că o să fie o finală foarte, foarte grea. Pentru că New York, Red Bull New York e mai bună decât New York City Football Club de joacă Villa și Pirlo, după părerea mea. Dar, în fine. Până atunci, să sperăm ca data viitoare, în următorul episod, să putem să reușim să luăm Cupa MLS pentru sănătosul de Gonzales cu bine. Dar până atunci, eu am fost Zidi, fost Gamer HD. Ne vedem data viitoare și, bineînțeles, cum vă zic ca de obicei, ciao, ciao! Nice!